A face mișcare înseamnă a te dezvolta armonios, a te disciplina și a-ți da o stare de voie bună. Este necesară găsirea unui echilibru între activitățile de zi cu zi și mișcarea ca sport. Fiecare activitate sportivă are avantajele și dezavantajele ei, dar sportul este o preocupare complexă ce contribuie atât fizic cât și psihic la sănătatea fiecăruia. Din păcate, în ultimii ani, puțini sunt care mai atrag atenția sportului, însă în orășelul Mărculești, Partidul Comunist Reformator au desfășurat o zi sportivă. Această zi a fost o adevărată sărbătoare a culturii fizice, cât și pentru locuitorii orășelului. Luzinca este în corp sănătos, este și minte sănătoasă, așa că, sau corp frumos și minte sănătoasă, așa că eu am susținut ideea asta și pentru că eu cred că puterea trebuie să susțină sportul numai decât și mai ales tineretul care vrea să facă ceva, vrea să distrează, pentru că asta e ca tare unica distracție normală și sănătoasă în sate și orașe mici la noi în țară. Vreau chiar să mulțumesc acestor persoane cu inima mare, bună la suflet, care sau ne-am cum spune, nu că ne-am găsit, dar ne-am întâlnit, am făcut cunoștință și au încercat să ne susțină în aceste momente. Că vreau să spun că de la bugetul local n-ar putea desfășura așa o sărbătoare cu acei 2000 care avem alocați la bugetul primăriei. Tinerii sportivi au participat activ la probele organizate atât pentru băieți cât și pentru fete. Practic orice fel de sport, practic din copilărie, de la liceu. Acum au trecut foarte mulți ani de când am mai jucat tenis, dar cum practic de când în când și se vede că nu prea am uitat principalele abilități. Nu s-au lăsat neobservați nici copiii iubitorii de sport, deoarece diversitatea probelor au fost pe placul tuturor. Mie mi-a plăcut tenisul de masă, mi-a plăcut și ridicarea greutăților. Îmi place foarte mult că s-au organizat foarte multe jocuri, au fost cacele, au fost mulți oameni, copii, mititiei și a fost foarte frumos. Mi-a plăcut că a fost tenis. Eu vreau să organizez și magazin aici. Mi-e ușor de dus. Mi-a plăcut încă. E fotbal, da, și e frumos aici. Deosebit de distractiv au fost probele însoțite de luptele pentru cucoș, iepure și berbec. Berbecul i-a revenit lui Viorel Catruc. A fost greu să lupți? Da. Cât de greu ți-a fost? Povestește-mi cum e în luptă. În luptă poți să facem tot ce mână, sociorul. Sau câteodată se câștigi sau nu câștigi. Ce mai a fost adversarul tău? A fost ușor. Ce să faci cu coșul care l-ai câștigat? Să-l mănânc la știuri. Până ți-a fost greu să ajungi să privești iepuri? Nu, nu-i greu. Adversarii n-au fost greu? Nu. Slabiu. Ce faci cu iepuri? Ce-am cu băieții la faci greu. Nu știu, așa lui poate. A fost foarte greu, fiindcă toți sunt puternici și toți vor să lupte ca să câștige cea mai mare premiu. Deci normal și cred că am fost cea mai puternic, dar am câștigat. Și a fost greu, dar un timp în care m-a ocupat, dar acum nu mai ocup, învăț, n-am timp. Dar așa, cred că băieța, să facem frigăruie cu știu, ceva mașină. Ziua deschiderii sezonului sportiv 2014 în orășelul Mărculești este considerată una reușită, din considerentele rezultatelor obținute în urma petrecerii acestei sărbători. Я сегодня увидел, что у нашей страны есть будущее. Такие дети, такие шустрые, такие сильные. Спасибо вам большое, что вы здесь, что вы с нами, что вы вместе с нашей страной. Я понимаю, что сегодня в нашей стране никто не думает ни о спорте, ни о людях. Но я надеюсь, что очень скоро это все поменяется, но мы только вместе сможем что-то поменять.
Pe parcursul zilei, sportivii, dar și susținătorii au beneficiat gratuit de apă dulce și înghețată din partea Partidului Comunist Reformator, iar reprezentanții partidului au adus mulțumiri tuturor participanților, atât sportivilor cât și susținătorilor, pentru manifestarea interesului față de sport și le-au dorit baftă mult în cucerirea rezultatelor cât mai reușite.